Una dintre principalele cauze ale traficului de copii este reprezentată chiar de rețelele de socializare pe care aceștia le folosesc încă de la vârste fragede. Pentru prevenirea și combaterea unor astfel de situații, reprezentanții Centrului Regional al Agenției Naționale împotriva traficului de persoane Târgu Mureș atenționează atât copiii cât și părinții acestora. În activitățile noastre de prevenire, în momentul în care am discutat cu ei, am venit cu sfaturi de genul ca să aibă foarte mare grijă cu cine relaționează pe internet, deci să aibă grijă pe cine adaugă în lista de prieteni, pentru că de multe ori la celălalt capăt al firului poate să fie o persoană necunoscută și s-a dovedit a fi un infractor, un om care vrea rău copilului respectiv. Și atunci le-am atras atenția asupra postărilor lor în mediul online, mai ales a fotografiilor. În ceea ce privește fetele, postează fotografii în care apar mai puțin îmbrăcate, sumar, din diferite locuri publice, da, de petrecerea timpului liber. Și în acest fel ele pot fi foarte ușor, să zic așa, sesizate de traficanți și să se pornească practic o conversație între ei. Sfătuim de fiecare dată grupul țintă să nu meargă la întâlniri directe cu persoane cunoscute pe internet, pentru că se pot trezi în situația în care, în loc de persoana cu care a discutat, să fie două, trei persoane de gen masculin, să ia fata respectivă, să o bage într-o mașină și destinația ei să fie una externă și de acolo să înceapă calvarul. Din cauza unui număr foarte mare de victime înregistrate în cursul anului 2014, copiii care își adaugă noi prieteni pe site-urile de socializare ar trebui să țină cont de faptul că există anumite setări pe care le pot face. Dacă adaug pe cineva, să fie adăugat doar prietenul respectiv și în niciun caz toți prietenii acestuia, pentru că ne trezim în situația în care cunoaștem din cei 1000 de prieteni de la contacte, poate nici jumătate și clar nu știm cu cine vorbim, cu cine relaționăm și astfel suntem expuși. Din statistica de la întocmită de Agenția Națională împotriva traficului de persoane la nivelul anului 2014, au fost identificate un număr de 757 de victime, din care 290 minore, cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Din păcate, exploatarea sexuală din acea statistică ocupă primul loc. Este cea mai răspândită formă de exploatare, urmată îndeaproape de exploatarea prin muncă. Majoritatea victimelor ce cad pradă traficului sau exploatării prin muncă provin din mediul rural și au absolvit studii gimnaziale ori liceale. De aceea, activitățile dezvoltate de reprezentanții Agenției Naționale împotriva traficului de persoane se îndreaptă spre informarea acestui segment de vârstă.